Nu se deci, se pune la vot propunerea Anastasiei de a înregistra formal la Ministerul Justiției Asociația Hyde Park. Cine e pentru? Vă rog să votați. Cei care sunt la distanță, scrieți pe chat. Cine e pentru? Vă rog să votați. Cu mâna în sus aici, prezenții. 1, 2, 3. Că nu știu statutul. Și pe chat? Și pe chat nimeni nu se dă cu părerea. Dima, ce părere are Dima? Dima, auzi, sunt 4 înseamnă cu votul lui Dima. Anișoara și cu Anatol. Eu, de fapt, am vrut să mă atuță, dar nu știu, este așa. Anatol, deschis camera și mâna nu ridică. Este atuță. Anișoara votează contra. Înțeles că nu votează. Nu s-a, nu a votat. Sunt 4 voturi pentru. 3 voturi pentru. Ileana s-abține, s-abține. Sunt 3 voturi pentru. Cine este contra? Este opțiunea de abținere. Cine este contra? Vă rog să votați. 3 mâini în sus și Anatol, hai să decidem acum sau să decidem la urmă, dar s-o poate votul. Sunt 4 mâini. Statut este că e prezent la adunare, poate să voteze. Da, în statut scrie asta. Bun. 4 voturi contra și cine s-a obținut? 1 și cu Ileana s-a obținut 2. 2 voturi s-a obținut. Deci 4, 6 și cu 3, 9 înseamnă că cineva nu a votat. Anișoara și cu... A, Anatol Hristea e contra, înseamnă că sunt 5 contra. Nu am înțeles. Da, să-mi notez, cât ai spus 5? Și Anișoara au zis contra. Și Anișoara au zis contra. Deci sunt 7 contra. 6. 6 contra. Și aici au fost 4? 4, da, aici a fost. 6 contra. 4 pro, înseamnă că suntem 11 la adunare. 6 2, contra. 4, 6. Ah, că pe Anatol nu l-am socotit la quorum. Ah, da, ei au drept de vot, dar nu socot la quorum. Așa e mai tine în statut. E fricol, e frumos. Deci nu, adică poți fi 5 senatori, dar ei nu decid quorumul. În schimb, ei nu sunt obligați să vină, dar dacă au venit, votul lor... Atunci socoate votul lor, da. Îmi pare că așa am verificat statut. Poți să verifica acum dacă vrea cineva. Pe mine e cel mai tare mă... Deci sunteți de acord cu rezultatele votării. Argumentul ăsta. 3 pentru înregistrare, 6 contra și 2 s-au obținut. Și este 11 participanți la votare. Chiar dacă suntem 10 membri Hyde Park. Senatorul intră la vot pentru că e prezent. Și participă la votare. Am epuizat subiectul 1. Trecem la următorul. Cine își amintește care era? Șeful.